Bună ziua și bine ați venit la ședința noastră de astăzi, în ședința ordinară. Vreau să vă anunț cu anunța domnului Ibu la spital, cu fratele, are o problemă, cred că azi rupelează, în cazul și o spun foarte bine, dar el e de acord cu toate proiectele de hotărâri. E din două zile stă în Iași, așa nu e explicat acum. Înainte de a supune la vot procesul verbal la ședința anterioară, vreau să vă anunț că este un punct Împotrivă. Dacă sunt probleme sau vreți să intervin ceva anumite probleme de la procesul verbal de la ședința anterioară. Dacă nu supunem la vot, cine este de acord cu procesul verbal de la ședința anterioară? Abțineri, împotrivă. Dăm cuvântul domnului primar să ia ordinea de zi. Următoare ordine de zi. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Comunei Bacău și Bacău pe anul 2023. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcție a statului de specialitate al primarului Comunei Bacău și Bacău. 3. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei 2 la hotărârea Consiliului Local numărul 3 din 27.11.2014 privind aprobarea regulamentului din modul de urmărire în cazul pentru transport școlar Bacău 07.000 4. Privind aprobarea planului anual de evoluție a tarifelor conform rezultatelor analizei cost-beneficiu pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău în perioada 2014-2020. 5. Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziție a SECE, Compania Regională de Apă Bacău, a terenurilor aferente investițiilor din cadrul proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău, perioada 2014-2020. 6. Proiect de hotărâre privind studiul de feasibilitate a indicatorilor tehnico-economice a proiectului, a listei de investiții prioritare a valorilor investițiilor aferente celei Balcan și a participării Consiliului Local Balcan la cofinanțarea proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în vestul Bacău, perioada 2014-2020. 7. Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului special al reprezentantului legal al UAT Balcan pentru ședința adunării generale ordinare și ședința adunării generale ordinare a acționarilor a SC Compania Regională de Apă Bacău este Bacău. Trecem la primul punct al ordinii de zi. Dacă vrea cineva să intervină. Da, dar înainte de asta spune la vot ordinea de zi după punctul. Da. Cine este pentru? Să abține cineva? Potrivit? Discuție la primul punct al ordinii de zi. Proiectul din rectificarea bugetului local. Asta e bani din Tinesul 4, în Tinesul 3, este un an discuții. Dacă nu sunt discuții, spune la vă, cine este pentru? Să abține cineva? 4 minute. Deci, la punctul 2 a ordinei de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcție. Discuții. Statul. Statul e altceva. Și dumneavoastră și domnul primar ați scris statului de funcție. Statutul. Am auzit stat. Cred că și pe cameră s-aude statului de funcție. Statul. E o diferență între statului și statul. Ceva normal să fie diferent. Da. Dacă vrea cineva să intervină. Statul. Da.
Dacă nu vrea nimeni să intervină, supune la vot. Cine este pentru? Să abține cineva? Potrivă? Potrivă domnul Barna. Da, trecem la punctul 3 al ordinii de zi. Da, nu tot aceeași, cu școala gimnazială. Da. Nu e domnul Leahu și... Nu, asta e E vorba de Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității. Păi ia, da, punctul 3. La 3, proiectul privind modificarea nu se... La 4, la 4 aia. Sunt schimbate, dar noi avem... Dar noi avem proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Bacan în Consiliul de Administrație a Școlii Civile. Ia, spune-ți-o pe aia, luați-le la rând acolo. Păi luați-le cum le vrem noastră acolo. Da. Discuție. Păi care? La punctul 3, privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Balcan în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnazial numărul 1 Balcan. Și Comisia pentru evaluarea asigurării calității. Anul trecut a fost domnul Gânga și domnul Leahu. Anul trecut. Consiliul vechi. Da. Anul trecut și anul ăsta se face un nou consiliu sau rămâne aceeași persoane sau puneți la vot. Faceți propuneri. Da, propun. Da. Propun pe domnul Leacu, domnul Pătreacu și pe domnul... Domnul Gânga, da? Mai sunt date propuneri? Domnul Barna. Eu am sesizat aici o chestie. Văd că e semnătura doamnei secretar. Da. Da? Aș vrea să se vadă și la cameră. Da? Pe hârtiile, pe materialul de ședință. Doamna secretar, se poate spune că ați terminat o școală. Aceeași să scrie cu 2 de ei. Da? Da. Și aici scrie, rămân aceiași reprezentanți. Da? Adică dumneavoastră dați instrucțiuni și văd că domnul vice să supune. Ia uitați, rămân aceiași cu ei reprezentanți. Da. Da. Bravo, domnul viceprimar, așa se supun oamenii. Ce rost are să mai jucăm teatru? Votați! Dacă mai sunt propuneri, atunci supunem la vot propunerile făcute de domnul viceprimar. Cine este pe ea? Sunt instrucțiunile doamnei secretare, nu nicio propunere. Se abține cineva împotrivă? Ei nu s-au aprobat instrucțiunile doamna secretară, s-au aprobat... Dar nu e voie consiliul cineva primul. Ia uitați aici, ce scrie aici, doamna prima? Am înțeles. Da, lăsa. Înțeles? Da. Doamna secretară, e semnătura dumneavoastră acolo, v-a scăpat. Ia uitați-o. E semnătura dumneavoastră? Nu este semnătura. Nu e semnătura. Ia să identificăm semnătura. Cine dă instrucțiuni? Într-o discuție cu doamna secretară. Ce treabă are primarul cu hotărârile Consiliului Local? Da. Bază consultare primar. Deci noi de asta am adus proiectul. Are voie să intervină în hotărârile Consiliului Local? Da. Nu, dar noi am adus. Dacă ar exista un Consiliu Local și nu o adunătură de lingăi, opa. Mă scuzați, căutați un sinonim, poate nu mai faci sigur din astea, că n-are rost. Păi, din moment ce uitați ce scrie aici, ia uitați ce scrie aici, rămân aceiași reprezentanți. Da. Și toată lumea execută. Dar vorba de microfon. Dar nu suntem la ora de literatură, domnule.
Aici scopul ședinței este altul, nu ca să... Ca să respectați instrucțiunile, nu? Da, da. Felicitări, domnul... Apropo, facem propuneri pentru... Apropo de lângă ei, nu știu pe cine a cursul, dar eu, din punctul meu de vedere, foarte bine, eu votez fericit, asta înseamnă că sunt în opoziție. E părerea mea. E părerea mea. Faceți parte din putere. S-o crezi tu, asta s-o crezi tu. Cu cine indicează conștiința? Data viitoare să fii mai atent. Scuzați dacă v-ați simțit ofensat. Nu s-a scris cu ei. Că este domnul, domnul, nu pot minte. Dacă ați achit de esența, dar nu, esența este că ați ascultat mesajul, domnul. Mai trebuie făcute niște propuneri pentru cea. Da, da, mai trebuie o propunere. Da. Face cineva propuneri? Da, da, o propunere. Ziceți, domnul. Doamna Emilia. Mai sunt alte propuneri? Domnulea. E domnul Găbureanu. Nu, eu sunt consilier de administrație. O, domnul profesor. Piclina. Și pe doilea consiliu, să luați și unul la cea, și ăla, domnul Ceanu, care este altcineva. Asta da, aceea ne-a reprezentat din partea ordinea cum a fost propus. Dar cine este de acord ca aduce acolo să facă parte de Oșoara Emilia? Hai că eu nu mai văd. Da. Se abține cineva? Poate, da, dacă s-o... Da, da, da. Rămâne. Trecem la punctul 4. E vorba de microbus, transport. Codul de utilizare a microbusului pentru transportul școlar. Acolo e trasei. Acolo e un grafic dat de directul, e făcut. Da, nu. La regiunea treaba. Nu putem noi să-i modificăm. Nu putem de orar, de distanță. Da. Supunem la voi. Cine este pentru? Da, tine cineva? Împotriv? E toată cineva. Trecem la punctul numărul 15, de hotărâre privind aprobarea planului anual de evoluție a tarifelor conform rezultatelor analizei. Așa. Deci l-am studiat. Discuții. Supunem la vot. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă. Domnul Barna. Împotrivă, deci împotrivă, dar domnul Barna... Vă explic cum e de ce. Punctul 6. Da. Discuție. La dar care e punctul 6? Că sunt în altă oră. A, proiect de hotărâre privind punerea la dispoziție campania regională de apă Bacău, S.A. de gândul referente investițiilor din cadrul proiect general. Așa. A, exact. O să trece și bine, că le-am făcut acolo. Discuții pe acest primul. Da. Domnul... Da, da. Pe ce mergem înapoi? De exemplu, nu s-au terminat lucrările 2014-2020, noi suntem acuși în 2024 și 10 ani. Mă gândesc că noi am fost în perioada 2004. Acum s-au scos la licitație, la noastră, pentru Comuna Balcani, în verificare s-a înscris o societate. Da. Și în verificare proiectul. Păi de asta văd eu. Văd că aici apare după cum în urmă lucrări. Și astea trebuie finalizate până în 2020. Da. Mai vrea cineva ce să... Șanse, șanse, ce șanse avem? Se verifică acum, se evaluează ofertele. Da, domnul Barber. Da, tot ce ține de apă și apă uzată, 4-5 proiecte care le aveți aici, sunt materialele făcute în bătaie de joc, inclusiv punerea la dispoziție a terenurilor aferente. Se spune aici că se aprobă anexa 2, cum e anexa? N-avem, habar n-avem care-i terenul. Pe urmă, la studiul de fezabilitate, următorul proiect, iar făcut în bătaie de joc. Îmi place că ați pus prima pagină în materialele de ședință, studiul de fezabilitate pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată și, pe urmă, raport de specialitate. Păi ce să consult eu, dacă nu ne le puneți la dispoziție? Sunt făcute așa, să treacă prin Consiliul Local, exact ce discutam mai devreme, dar problema mea este alta și tocmai de aceea am votat împotrivă de la primul punct. Eu am 7 ani de zile de când sunt în Consiliul Local, Balcani.
De 7 ani de zile, în fiecare an, se votează exact ce a zis și domnul Gânga. Din 2014 proiectul, deci era când am intrat în 2016 în Consiliul Local, de 7 ani tot votăm. Bani pentru salarii, bani pentru directori, studii de fezabilitate care costă, da, alea costă, sunt făcute, am văzut și noi la televizor cum sunt făcute de cuspri cu mătri și banii se încasează, dar lucrări nimic. În Comuna Balcani, din 2014, nu avem nici apă, nici canalizare. Așa că eu, timp de 7 ani... În Comuna Balcani, în județul Bacău. Eu... Este un program mare... Poți să termin? Domnul președinte. Deci, eu timp de 7 ani am avut bunăvoință, am așteptat, suntem în 2023, termenul de execuție a expirat deja, asta e o mare vrăjeală pentru a prosti lumea la următoarele alegeri. Eu de azi votez împotrivă, pentru că nu se va face nimic. Da. Înțelegeți? Și nu mi se pare normal să-mi cer mie să-ți votez o chestie pe care eu nu o văd. Unde e anexa 2? Unde-i studiul de fezabilitate? Păi eu cum să le votez? Așa că îmi spune mie domn primar, mulțumesc frumos. Da. Da, trecem la celălalt. Spune la vă, cine este pentru? Abțineri? O abține domnul Sandu. Împotrivă domnul Barna. Da, punctul 7, privind studiul de fezabilitate. Care nu există. Hai, votați, cu curaj! Și a listei de investiții. Dar banii se vor încasa. Discuție. Materialele sunt foarte multe, să știți. Și faceți economie de hârtie? Dacă vă... nu se poate. Haideți să vă dau un sfat. Ar fi fost mai frumos să faceți economie de hârtie când v-ați pus... chipul pe agenda de Crăciun și ați dat-o cadou prin comună, atunci trebuia să faceți economie de hârtie și să faceți copii după material, după materiale de ședință complete. Da? Nu veniți cu materialele de ședință în bătaie de joc, pentru că știți, pentru că știți că toată lumea execută în colonat ceea ce dumneavoastră dictați. Dar mai e câte unul care nu execută. Înțelegeți? Dar ar dori să executăm și vrea el. Da? Nu. Care ar dori ca lucrurile să revină la normal. Revin la normal. Da, văd. În 2023 nu avem apă. Lumea din Comuna Balcani, lumea din Comuna Balcani stă la coadă la apă în Pârjol. Felicitări, domnule primar! Și la Pârjol au apă și canalizare? Păi, la Pârjol au apă și canalizare. Au măcar proiect în derulat. Dar și noi nu, asta e vrăjeală. Același proiect. Asta este vrăjeală. O să vedem noi unde ajunge prima dată. Posibil să înceapă de la Pârjol, doar atât. Dar bineînțeles. Dar nu altceva. E același proiect pe tot județul Bacău cu Crab, doar să știi chestia asta. Se știe, da. Mai vrea cineva să intervină? Bună la voi, cine este pentru? Ați facem politică? Da. Nu facem politică, nu. Facem analiză de materiale de ședință, care nu există. Da, hai să ne punem treaba, mai facem o dată. Cine este pentru? Adică, deci 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Abțineri? 3 abțineri, nu potrivă domnul Barna, probabil. Asta e materialul care l-am primit la studiul de fezabilitate. Este o singură foaie. Veniți la copartimentul... Ia uitați ce e aici. Veniți la raport de specialitate. Unde e la copartimentul de urbanism, studiu. Unde e anexa 2? Unde e așa, două. Unde e anexa 2? La urbanism. Atâta? Da. De ancul de agent era cam așa. Ah, da? Puțin. Era vai, mă scuzați, da, oamenii normal transpiră. Nu, eu nu sunt nervos deloc. Nu? Nu. Trecem la punctul 8. Da. Privind stabilirea mandatului special al reprezentantului legal al OAT Balcan pentru ședința adunării generale ordinare din ședința adunării generale extraordinare acționarilor din ESA campania regională de apă din 2-10-2023 3-10-2023. Dacă cineva vrea să intervină pe marginea acestui lucru. Dar e legat de primul din celălalt. E legat de marea vrăjeală. E legat.
Supunerea vot. Cine este pentru? Abțineri? 3 abțineri. Cel la punctul care s-a suplimentat astăzi, da? Privind acordarea unui mandat special în adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Comunitară Bacău, ADIM, în vederea exercitării votului Consiliul Local al Comunei Balcan. Pune la vot. Cine este pentru? Abțineri? O abținere la domnul Barna. Trecem la diverse. Da, domnul. Da, eu aș vrea ca cineva din primărie să se implice mai mult în, nu știu cum să mă exprim, la colectarea gunoiului selectiv și chiar menajer. Dacă nu se implică a merge pe teren chiar în ziua colectării, păi oamenii niciodată nu se nu se știe. M-am uitat ieri, o bătrână a spus și plighean de plastic și ce-a spus pe acolo. Că oamenii nu știu. Dacă era cineva de la primărie să meargă, băi, tante, băi, aici e programul. Așa îi, nu că dăm pe Facebook, că alte nu sunt pe la magazin. Trebuie o implicare făcută ca să mergem și noi să începem anele de bagajul normal, să colectăm selectiv exact cum trebuie. Am înțeles că pubelele vin de la Consiliul Județean, nu de la Romprest. Trebuie cu sacele, cu prezervativele alea care se rup, pui jumătate de sac și s-o rup, nu faci nimic. Nu, niște sași, nici unic folosință nu poți iei, că sunt foarte proști. Și hai să faceți raport cum trebuie, hai să mergem și noi, să colectăm și noi cu noi, cum trebuie. O scos oameni, au venit cu mașina lungă ca să iei cu noi, nu era scos, dacă era 5% scos cu noi. Nu era vorba de sâmbătă. Nu au scos. În cada lunea, dau lunea și sâmbătă. Era care am vorbit toți știu selectiv. Nu au cartoane îi dau pe foc, bidoane îi dau pe foc. Trebuie făcut ceva. S-a publicat. Dar v-a dat hârtiuț de ce la fiecare? V-a dat hârtiuț, v-a dat sacul. Și poliția locală, și urși domnul Vici, mergem pe teren, discutăm. L-am sunat pe domnul Palade și am zis, domnule, dar de ce nu dați sac din poartă în poartă? Nu că am pus în pubele. Păi s-au pus în pubele. Pubelele se scos 10% pe drum. Resuștiți, când îți din nuntru. Păi de unde să ai bombă? Trebuia să pun la fiecare... Păi la fiecare, ia sacul și lasă sacul. Păi, dar ia sacul. Băi, dar în momentul când vezi două, trei containere aici, obligat în jurul ăla de containere, familiei nu mai scoate pubiera, că le duce direct. Cum e la Balcanul? El le duce direct la container. Să nu cont că e la început. Am înțeles că vine și ea legătura cu dumneavoastră. Să vă... Ia niște saci, să îi împărțiți, trebuie făcut ceva. Oamenii nu au saci. Din partea ei. Deci oamenii nu au saci. Din partea ei. Acolo unii găsește sac, lasă sac pentru următoarea... O lăsa mereu. Mai sunt și persoane care mai în vârstă. Dacă cei 1, 2 plus dă, l-ar de oameni. Și dacă vine, lasă termine de aici. Și dacă, de exemplu, cineva o scos cu un sac, o mizerie în drum, eu am văzut că trebuie angajați de la primărie, vin în fiecare dimineață la servici. Dacă aici stai în marginea drumului și nu vine până la drumul. Domn primar, trimite pe mine cineva să iei gunoi de acolo. Mi sunt, care vin și păi, eu am văzut, v-am și spus. Poliția locală, chiar și cu mașina personală, s-a dus sau luat. Deci, sunt cazuri. Da, e. Sunt întâi, ca după ce pleacă, după ce trece mașina, să mai scoată, na, nu am ce să țin pe fiecare parte. Da, se întâmplă cazul, dar oricum nu rămân pe loc, o să fie... Și referitor la punctul 3, care s-a votat venind în Consiliul de Administrație a Școlii, numărul 1 Balcan. Dom'le,
Asta e o muncă plus, în plus pentru cel care se duce în Consiliul de Administrație. S-a întâmplat să ne cheme de două ori pe săptămână. Și trebuie să te duci. Nu că avem o facilitate sau au care se duc acolo au o facilitate în plus și câștig un ban. Nu. E o muncă în plus care trebuie să te duci să-ți faci treaba. De asta ești consilier. Nu-i nimic, băi gânga. Sau probabil propunerea au venit din partea președintelui de comisie. Probabil o fi venit. Dom'le, dacă costă aia, poți să fii. Deci nu-i ceva că hai să votăm că e ceva, să zic eu, aranjamente sau... Laici. Nu, laici. Deci eu nu, mie mi-ar plăi să vă veniți duc altă, da? Nu poți, nu mă duc. Păi e rușine. Dacă te-o pus, băi, du-te acolo 4 ani. Nu-ți convine, nu mai candidezi, nu mai ești consilier. Păi, a fi consilier local, trebuie să ai și responsabilități. Nu numai o ședință, două sau trei pe lună aici, cam două. Da, dacă te pune și acolo, eu mă uit la mine. Și secretar aici, pe hârtiile, du-te și la școală și mi-am cam dus. Asta am vrut să spun, că nu-i aranjamente, pentru că n-are ce. E o muncă plus care putea să ducă oricine. Cam atât am avut. Ședințe la Consiliul de Administrație la școală și când? Și durează 2-3 ore. Da, aici nu durează. Durează 2-3 ore. Eu ar zice așa, ca o părere personală, de viitor măcar, să fie desemnați cadrizați și pentru că ei, la calificativ, la sfârșit, doamna, au nevoie de niște puncte. Dacă vreți să-i ajutați, nu puteți la anumite comisii. La anumite comisii. Numai la aceea, la în cadrul Consiliului de Administrație, nu poți să fii dacă ești profesor. Nu-i baie, știi? Păi nu, s-a modificat. S-a modificat? Da. Referitor la ce-a spus domnul Bucă, cu sacii care distribuie cei de la Locrestea. Spre surprinderea mea, la Ardeoan, treceam la ora 13 ceva, mă duceam la Bacău, cred că vineri a fost așa. O ieșit, era tombelonul în fața porții acolo și a ieșit un domn de la casă de acolo, a ieșit cu sacul ăsta de, era cam pe jumătate, cu hârtii ce avea în el. Știi ce a făcut? A luat din sac și a pus în tombelon. Mă, păi înțeleg că la el nu mai făcut. Deci el nu înțelege, de-aia trebuie să căutăm, să lămurim. Cu toate că au fost date și acele pliante, nu? Au fost distribuite atunci, dar și data când vin, tot sâmbăt. Au fost în august, au fost în septembrie, acum și o mai fi cândva. Ultima sâmbătă din lună. Da, da, da. Ultima sâmbătă din lună? Da. Da, ok. Nu discutăm, domnule, acum nu vorbim cu oameni, da, da, toți cred, cu toată lumea, dacă mai... Eu sunt de acord, dar să știți că totuși eu am făcut. Acum... Aveam hârtia sau ce aveam eu în mână, băi, ori să vă duc la tombelon sau la sac. Și sacul ăla, într-adevăr, eu le-am pus în alt tombelon, le-am aranjat, dar e cam greu. E și începutul, dar încetul cu încetul, bar în tineretul ăsta, cei tineri, să îi mă ducea de 3-4 ori la hârtia aia, să citesc, băi, ce trebuie să pun în sac și trebuie să pun în tombelon. În niște chestii, da, e un început cam greu. Dar trebuie să parcurs, să aliniem cumva. Da. Și ar trebui și de la nivelul primăriei, internet, pe ceva să mai anunț, dar tot tineretul ăsta vă s-o uite, că cei bătrâni nu cred că s-o uite, să-ți mai... Asta-i părerea mea, asta. Acum pe stradă, de dacă la ora 8 mai vede cineva, să-ți la seriale. Totuși, dacă mai vede cineva pe drum. E greu, într-adevăr, e greu. Și mie mai că e greu, că mă uitam la hârtiuța aia... Apropo, m-am uitat la Lutaș în țară, ăla unde era containerele, e o carcasă de televizor, are luni de zile, de când e acolo la Băsești, lasă Crăiești. Aceea e o lăsată pentru tine, nu e Petrică, că tu ești cu oașe. Nu, dar e numai plasticul. Păi e aceea, că era la Lutaș acolo, dar am prins acolo luat-o ieri. Nu era. Dacă era de tablă. Nu era, era de plasticul, de asta am. Acolicios se mă rezultat în zona vieții și a parcului și acolo, decât apar o grămadă de câini. Câini care nu sunt ai nimeni, probabil, și nu aș vrea să întâmple ceva, copiii care vin la școală. Deci stau ziua, se pun în față la rustic, ori merg în parc, eu am observat că vin din piață. Deci ori sunt aduși, Bun, dar sau e bun, să vezi vă trebuie să-ți așa, așa, mint, dar la tâi eu, noapte de drum, îi dau drumul. Este vorba de 6-7 câini, ca să știți.
Ce străi? Nu am văzut suficient timp să se aduce niciodată. Să pățim cum au făcut aia la... Nu vă pune problema că la pod, la lutat, că nu că aia pe acolo. Nu vă duci. Ia duc. Deci căută acolo. Ce căută acolo? Ce căută? Apropo, uite, dacă tot s-o desfus. Vedeți că aveți plopul ăla așa de... De la Rudaș, la... Nu de la Rudaș. Ei, o fi și la Rudaș. La Căbin, la Rățeni, la uscatul. Mare grijă, când a venit luat apa, ăla blochează tot acolo și vă strică tot. Au mai fost unul și s-a pus de-a curmezii și s-a tăiat. Că la noi niciun monument, nu-i nimic de pe Ștefan, de pe timpul Ștefan cel Mare. Un plop mai mult de 100 și ceva de ani nu rezistă. N-are cum. Să citească cine vrea să citească. Domnul Marcos Pușa, de pe timpul domnului. A, la Rudaș? Da, la Rudaș. Nu știu, nu știu. Chiar nu știu. Dar vis-a-vis era de la, de la Rățeni. O minim o vântoaie și s-a întâmplat o ninorocire. Ea la Neaslu, i-am dat cu părere. Foarte periculos, da. Deci un copil de un crac în cap. Nu știu că nu are nicio treabă. Nu știu că nu are nicio treabă. Da, dacă mai vrea cineva acolo, declarăm ședința închisă, mulțumim de participare.